An de an, în noaptea de revelion, sute de animale se pierd în fricoșate de sunetul puternic al petardelor. O parte dintre ele sunt rănite, altele ajung sub roțile autovehiculelor. Polițiștii din cadrul Biroului Protecției Animalelor al Inspectoratului Județean de Poliție Buzău recomandă buzoienilor să se bucure în noaptea dintre ani, dar în același timp să respecte legislația privind materialele pirotehnice și să se gândească atunci când folosesc petarde și la lumea necuvântătoarelor. Petardele nu sunt periculoase doar pentru oameni. Foarte multe animale de companie se pierd în fiecare final de an terorizate de zgomotul petardelor. Articulele pirotehnice de divertisment din categoriile F1 și P1 pot fi utilizate. Acestea sunt obiecte pirotehnice de distracție foarte mici, de tipul artificiilor, respectiv articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot redus. În afara faptului că pot produce accidente grave, sunt și ilegale. Comerțul sau folosirea unor astfel de produse pirotehnice interzise pot fi sancționate cu amenzi substanțiale sau chiar cu dosare penale.